nici chiar să bem apă tonică și să iasă drag testul pozitiv. Haideți să vedem fragmentul acesta, medicul legist care spune că a făcut acest test. Îl urmărim împreună și comentăm. În mână țin o cutie cu apă tonică. Am și băut din ea, recunosc. Ei bine, orice apă tonică are în compoziția sa și chinină. Deci nu contează producătorul, nu produsul în sine are o problemă. Doamne ferește, să nu mă înțelegeți greșit sau să nu mai consumați. Însă, la un eventual drug test, chinina care este în apa tonică poate da un rezultat fals pozitiv la amfetamină. Așadar, există riscul ca după ce consumi o astfel de băutură să ieși pozitiv la un test în trafic. Testul de sânge și de urină, în mod normal, ar trebui să iasă negativ. Însă, există riscul să rămâi fără permis timp de 72 de ore după ce consumi o astfel de apă tonică. Intervalul în care s-ar pozitiva un eventual drug test, să-l considerăm undeva de ordinul orelor. Să nu ziceți că nu v-am spus. Este mărturia unui medic legist. Părerea dumneavoastră, domnule doctor? Sunt foarte... Până la urmă, chinina este un alcaloid. Să știți că el poate influența rezultatele la examenele toxicologice, iar mai ales dacă sunt folosite aparatele astea de tip dragger în traficul din România, ele au o marjă importantă de eroare. Dacă mai țineți minte că doar 62% dintre rezultatele făcute pe ceea ce înseamnă test rapid au fost confirmate la examenele toxicologice la medicină legală și mă uitam că este chiar îngrijorător pentru mine, doamna Chiriac. În România sunt 184 de aparate de astea de testare rapidă. Nici măcar nu sunt toate ale poliției, că asta este culmea rusului. O parte sunt subînchiriate. Unele vin din Germania, alte vin din Hong Kong. Întrebam și eu, dacă tot aruncăm banii pe tot felul de minuni pe lumea asta, de ce nu am luat niște aparate la nivel de top din ceea ce se utilizează în alte țări din lumea asta, unde rata de eroare este mult mai mică, mai ales că mă uitam pe statistici oficiale făcute inclusiv în Norvegia, acest tip de aparate dau o rată de pozitivitate, adică fals pozitive, adică vă pierdeți carnetul la amfetamine de 23,2% iar la metamfetamine de 38,4%. Pentru mine este enorm. Adică aproape jumătate din testele făcute pe amfetamine și metamfetamine înseamnă că ești pozitiv, deși nu ai consumat nimic. Lucrurile trebuie evident corelate și vorbeam chiar cu colegii mei de la legală, că făcusem legea Ciucodaru în Parlamentul României, nu poți să vii cu niște măsuri de astea abracadrante în contextul în care nu ai pregătit infrastructura. În mod normal, doamna Chiriac, să zice că ați fost descoperită la un test rapid cu așa ceva, n-ar trebui să fie o problemă, mă duc la medicină legală și obțin imediat rezultatul și se confirmă că am băut apă tonică sau am luat un medicament sau am mâncat ceva care poate să interfere. Și să știți că sunt foarte multe medicamente, inclusiv cele care tratează ulcerul, chiar și antibiotice, care nu au niciun fel de legătură cu ceea ce a influențat capacitatea de a conduce, dar dau teste fals pozitive. Cred că domnul Predoi a vrut ca toți să avem câte o farmacie. Știți, facem cursul de farmacologie, mergem frumos, citim prospectul, suntem cei mai deștepți în lumea asta, pentru că legea în esență este proastă. Nu, domnul, dacă se oferă...